așa cum spunea și fratele Andrei, orbirea fizică nu este un lucru bun, pentru că nu te mai poți descurca singur. Ai nevoie de ajutorul celorlalți. Asta pe de parte. Pe de altă parte însă, ar fi un lucru bun pentru că te-ar feri de păcat. Căci uite, aceștia fizici ne atrag în păcat mai mult decât orice altceva. De aceea și Domnul Iisus a zis într-o anumită împrejurare evreilor, dacă ați fi ori, n-ați avea păcat. Dar pentru că ziceți, vedem, de aceea păcatul vostru rămâne. Vom rămâne tot la Evanghelia după Luca. Și vom deschide la capitolul 7. Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom citi, începând cu versetul 11. Luca 7, 11. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui și noroc mult. Când se apropia de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al Maicii Lui, care era văduvă. Și cu ea era o mulțime de oameni din cetate. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea și i-a zis, nu plânge. Apoi s-a apropiat și s-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis, tinerelule, scoală-te, îți spun. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi Maicii Lui. Toți au fost cuprinși de frică. Slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. În românește, Nain înseamnă drăgălaș. Dar ce contrast între numele orașului și alaiul mortuar ce se revarsă pe porțile sale. Soarta muritoare a oamenilor și a tuturor ființelor vii nu poate fi ascunsă nici chiar de toate drăgălășenile din lume. Istoria lui Buddha ne spune că pe vremea când era un tânăr prinț, a întâlnit un alai mortuar și a fost cutremurat de cele văzute. Dar ce deosebire între Buddha și Domnul Iisus. În timp ce Buddha trebuie să-și obișnuiască mintea cu realitatea morții, Domnul Iisus învinge moartea. Și astfel, moartea trebuie să-i se supună. Să cunoaștem puțin mai bine locul unde s-a petrecut evenimentul. Nain se află la o depărtare de vreo 10 km de Nazaret, locul natal al Domnului Iisus. Poate că Domnul Iisus a lucrat ca și meseriaș înainte. Astăzi numele arab al orașului este Nain. Împrejurimile lui sunt frumoase, deosebit de frumoase. Așezat la est de câmpia Israel, la cumpăra de ape dintre Marea Mediterană și Marea Galilei, la poalele muntelui More și cu vedere spre muntele Tabor, Nain este o așezare binecuvântată de Dumnezeu, aflată într-o regiune încărcată de istorie. Interesantă este apropierea lui de Sunem, la numai 5 km, acolo unde profetul Elisei a înviat din morți pe singurul fiu al Sunamitei. Aproape de Nain se află și Endor, acolo unde s-a dus Saul la femeia care chema morții. Dar să revenim la evenimentul în sine.
Luca nu ne dă o dată exactă. El vorbește numai despre ziua următoare. Este vorba deci despre o zi care a urmat după vindecarea robului surtașului din Capernaum. În ziua următoare, Iisus se ducea într-o cetate numită Nain. Potrivit limbii vorbite în Palestina, cetate poate să însemne și o localitate mică. În orice caz, Nain a avut o poartă a cetății, ceea ce ne dă voie să presupunem că a avut și un zid al cetății. Dar, în privința aceasta, trebuie să mai așteptăm să se facă săpături. Drumul pe care a călătorit Domnul Iisus de la Capernaum la Nain este renumit un drum care ducea de la Damasc prin Palestina în Egipt. Așa numitul Via Maris, adică drum pe lângă mare. În orice caz, Nain a avut o legătură cu acest drum. Ce de amintit trebuie să fi trecut prinaintea ochilor Domnului Hristos. Amintiri legate de istoria poporului Israel. El a trecut aici printr-un loc pe unde a trecut odinioară profetul Elisei. A văzut îndorul vrăjitoarei la care s-a dus Saul în disperarea lui, Valea Chișon unde Ilie i-a omorât pe preoții lui Baal și muntele Carmel unde s-a rugat pentru ploaie. Iar acum, el însuși, ca fiul al lui David și împăratul veșnic al lui Israel, împlinitorul tuturor profețiilor, străbătea însuși ținutul ca să-i caute pe cei pierduți. Împreună cu el mergeau ucenicii lui și norod mult. Și astfel, alaiul vieții în frunte cu Domnul Iisus se întâlnește cu alaiul morții. Vedem aici că afirmațiile din Luca 4 și Matei 4 nu sunt deloc exagerate. Domnul Iisus a străbătut într-adevăr toată Galileea ca să caute și să mântuiască sufletele pierdute. Când s-a apropiat de poarta cetății, iată că duceau la groapă pe un mort. Când s-a apropiat Domnul Iisus împreună cu cei ce îl însoțeau de Nain, iată că pe poarta lui apare un alai mortuar. Pe vremea aceea, morții erau îngropați în afara zidului cetății și, într-adevăr, s-au descoperit o mulțime de mormite din vremurile nou testamentale la sud-est de localitate înspre munte. Probabil că tot acolo urma să fie îngropat și tânărul acesta. Un alai mortuar. Durere, jale și voce mult trebuie să fi însoțit alaiul acesta, ceea ce l-a impresionat atât de profund pe Domnul Hristos. Când eram copil, mi-am dat aminte că m-a luat odată mama de mână și am mers împreună la o mormântare. Și am fost atât de impresionat de jalea oamenilor, că pur și simplu am început să plâng, fără să înțeleg prea bine ce se întâmplă. Unii oameni știu într-adevăr să se jelească într-un chip atât de tragic că te fac și pe tine să pleci. Prin părțile noastre, undeva prin Ardeal, se mai păstrează încă obiceiul ca la înmormântări să fie angajate un fel de bocitoare de profesie. Acestea preiau durerea rudelor celui decedat și o fac mai expresive. Și în felul acesta, toți oamenii încep să plângă, chiar și aceia care nu au avut nicio legătură cu el. Nu știm dacă din alaiul acesta făceau parte și astfel de bocitoare. Nu știm dacă evrei au obiceiul acesta, cel puțin personal, nu am cunoștință de așa ceva. În orice caz, elementul esențial al relatării devine acum durerea profundă, căreia Domnul Iisus îi iese
în întâmpinare. Mortul era singurul fiu al maicii lui care era văduvă. Durerea acestei mame, acestei nefericite mame, era amplificată de faptul că era văduvă. Cine urma acum să aibă grijă de ea? Fără un bărbat care să o apere, în Orient, o văduvă ajungea adesea o jucărie în mâinile celorlalți bărbați din comunitatea în care trăia. În vremurile vechi testamentale, ca de altfel în multe alte epoci și culturi, când soțul murea, văduva era lăsată singură cu pierderea ei. Și adesea, într-o și practic, într-o nevoie disperată. De aceea Scriptura condamnă vehement acest tip de abuz. Și poruncește prin gura prorocilor ca văduvele să fie cinstite și ajutate. Dumnezeu a poruncit în nenumărate rânduri evreilor să vină în întâmpinarea nevoilor văduvelor și orfanilor, pentru că aceștia nu aveau pe nimeni care să-i ajute. Dacă nu avea copii, o văduvă se afla aproape întotdeauna într-o poziție dezastruoasă. Văduva despre care am citit în împrejurarea aceasta avusese un fiu, însă moartea îl răpise. Prin urmare, durerea ei era amplificată de perspectiva sumbră a ceea ce avea să urmeze. Probabil era la curent cu situația văduvelor din vremea aceea. Și cu ea erau o mulțime de oameni din cetate. Prin faptul că o însoțeau, oamenii din cetate au vrut să arate acestei văduve că suferă împreună cu ea. Probabil știau din experiență personală ce înseamnă moartea singurului copil. Dar știau și din Scripturi. Participarea la mormântare în iudaism este o datorie evlavioasă care ocupă un loc însemnat, chiar mai însemnat decât citirea Scripturilor. În Talmud se spune, se întrerupe studiul înțelepciunii, adică al Scripturii, pentru a însoți un mort. Cu toată participarea lor și cu toată durerea împărtășită, oamenii aceștia nu puteau să mângâie această nefericită mamă. Și cu atât mai puțin să-i redea fiul. În Palestina, în vremea aceea, era obiceiul ca mortul să fie îngropat în aceea zi, anume după amiaza târziu. Tocmai atunci a sosit în cetate și Domnul Iisus. Ce coincidență! Cineva a numit coincidența o minune mai mică în care autorul preferă să rămână anonim. Domnul, când a văzut-o, i s-a făcut milă de ea. Lui Luca îi place în mod deosebit denumirea de Domn, mai mult decât celorlalți evangheliști. Și o folosește frecvent. Pentru că și Cezarul de la Roma se numea Domn, prin aceasta Luca a vrut să arate că numai Domnul Iisus Hristos este adevăratul Domn. Privirea Domnului Hristos cade în milă divină asupra acestei mame care suferă. I s-a făcut milă de ea. Literat înseamnă i s-a întors inima. Scriptura afirmă adesea despre Dumnezeu că este îndurător și milostiv. De exemplu, în Psalmul 103:8, dacă nu mă înșel, și în multe alte locuri. Cine se bizuie pe mila lui Dumnezeu, găsește întotdeauna la el brațe deschise. Ceva despre aceasta citim și în Daniel 9:18. Primul lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus
a fost să-i spună acestei mame un cuvânt de mângâiere. Nu plânge, i-a zis ea. Acolo unde este Domnul Iisus, se spune, nu plânge. Ne aducem aminte că Domnul Hristos a spus aceleași cuvinte cu prilejul învierii fiicei lui Iair. Nu plânge. Fetița n-a murit, ci doarme. Luca 8, versetul 52. Aceleași cuvinte a spus și unul din bătrâni lui Ioan. Nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Apocalipsa 5. Într-adevăr, acolo unde este Domnul Iisus Hristos, se spune, nu plânge. Unde este diavolul însă, se va ajunge în cele din urmă la plâns și strâjnirea dinților. Al doilea lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus a fost că s-a apropiat și s-a atins de raclă. Spre deosebire de sicriele egiptene închise, racla iudaică era un fel de targă pe care era așezat morcul înfășurat într-un giulgiu. Potrivit cu numerii 19 cu 11, atingerea de un mort sau de racla unui mort însemna necurățire. Însă pentru Domnul Iisus Hristos, ca Domn al legii și biruitor asupra morții, această atingere nu a însemnat necurățit. În atingerea cu el, moartea a început să dea înapoi. Atât de plină de putere a fost întâlnirea cu Domnul Iisus, că cei care purtau racla s-au oprit. Deseori, parcă mă trece așa o umbră de tristețe sau de părere de rău, că n-am trăit și eu în vremea aceea când a venit Domnul Iisus în trup pe pământ, să am și eu astfel de întâlnire cu El. Până la urmă am avut această întâlnire, bineînțeles, în alt fel. Ne aducem aminte de întâlnirea cu Natanael. Când Natanael a înțeles cine este Domnul Iisus, a exclamat, Rabbi, tu ești împăratul lui Israel. Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dacă mă gândesc bine, însă, a fost mai bine că acum a rânduit Dumnezeu lucrurile și m-am născut 2000 de ani mai târziu. Pentru că dacă m-aș fi născut în vremea aceea, slab din fire și năstatornic cum sunt, cum mă știu, probabil că aș fi făcut parte din mulțimea aceea care avea să strige răstignește-l, răstignește-l. Și lucrul acesta cred că m-ar fi făcut să mă rușinesc până când aș fi plecat în veșnicie. De aceea socotesc că e mult mai bine așa cum a rânduit Dumnezeu lucrurile. Vedem aici alaiul mortuar iudaic. În frunte mergeau rudele mortului, în cazul nostru mama. Apoi veneau cei care duceau racla, pe care era așezat mortul în giulgiu, și după ei veneau și ceilalți însoțitori. Al treilea lucru pe care l-a făcut Domnul Iisus a fost să spună un cuvânt de putere. Tinerelule, scoală-te, îți spun. Tot așa a vorbit Domnul Iisus și cu prilejul învierii fiicei lui Iair. Comparația cu Ilie și Elisei ne clarifică ce înseamnă acest cuvânt de putere. Niciunul din cei doi, nici Ilie și nici Elisei, n-au putut să spună un cuvânt de putere. Și ei au putut numai să mijlocească. Aceasta ne arată că Domnul Hristos este mai mult decât un profet. El este Domnul. Faptul că este Domn este subliniat de acest îți spun. Cu alte cuvinte, eu îți spun, nimeni altul. De mine, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să asculți și mie trebuie să cedezi. Scoală-te! Această înviere din morți a fost totuși o înviere pentru viața pământească. Pentru că tânărul, mai târziu, avea să moară din nou.
Învățătorul bisericii, Irineu, care a trăit în secolul al II-lea, a văzut în învierea aceasta din morți semnul învierii morților la judecata de apoi. Cu 1800 de ani înainte, acest bătrân învățător al bisericii a comentat la Luca 7 de la 11 la 17. Așa vor învia morții când Domnul Hristos va suna din trâmbiță în ziua de apoi. Deci, cine vrea să știe cum va fi la învierea morților, la sfârșitul istoriei omenirii, să citească Luca 7, versetele 14 și 15. Cum le-a știut Domnul Hristos să acționeze în felul acesta? Fără îndoială, El a avut certitudinea logică. Încredințarea că Tatăl dorește această înviere de morți. După cum bine știm cu toții, Domnul Hristos n-a făcut nimic prin El însuși, ci numai Tatăl îi dădea tot ceea ce trebuia să spună și să facă. Adolf Schleiter a comentat în acest sens. În întâlnirea cu alaiul mortuar se află pentru el chemarea să dea ajutor. Domnul Iisus era călăuzit de Tatăl exact acolo unde era nevoie. Mortul a șezut în capul oaselor și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi Maicii Lui. Domnul Iisus a poruncit mortului și minunea s-a produs. Mortul s-a sculat în capul oaselor și a început să vorbească. Apoi, Iisus l-a dat înapoi Maicii Lui, care și-a primit din nou Fiul complet nou din mâna Domnului Hristos. Toți au fost cuprinși de frică. Slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Toți au fost cuprinși de frică, anume toți cei prezenți, care au simțit prezența divină întrupată în Domnul Iisus Hristos și de aceea slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi. În împrejurarea aceasta nimeni nu s-a gândit să pună această minune pe socoteala diavolului, așa cum s-a întâmplat în Matei 12:24, dacă nu mă înșel. Pentru Luca este deosebit de important că prin Domnul Iisus Hristos oamenii ajung să-L slăvească pe Dumnezeu. Dacă citim Evanghelia după Luca, vom vedea că marea majoritate a relatărilor lui se încheie cu slavă la adresa lui Dumnezeu. Este interesant cum îl percep locuitorii din Nain pe Domnul Iisus în împrejurarea aceasta. Un mare proroc s-a ridicat între noi. Mulți iudei, așa cum bine știm cu toții, l-au socotit pe Domnul Hristos înainte de patima sa un mare proroc. Prin faptul că l-a trimis pe Fiul Său la ai săi, Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Și în felul acesta, afirmația lui Zaharia din 1:68 este deci confirmată. Aceleași cuvinte a spus ca și prorocie preotul Zaharia. Vestea aceasta despre Iisus s-a răspândit în toată Iudeea și prin toate împrejurimile. Cu sau fără voia lor, martorii la această înviere din morți au ajuns misionari. Și au început să vestească prin toată ideea și prin împrejurii minunea aceasta a învierii tânărului din Nain. Lucru pe care, așa cum l-a amintit și fratele Andrei, trebuie să facem cu toții despre Domnul Iisus Hristos. Să-L vestim și altora. Să le spunem și altora ce minune a făcut cu noi. Căci, prin Evanghelie, și noi am fost înviați la o viață nouă. Lucru pe care Dumnezeu dorește cu fiecare fătură a mâinilor sale.
odată cu Domnul Iisus Hristos începe noua creație. Și la fel ca în prima creație, cuvântul său creator produce viața. Sau readuce la viață. Odată cu păcatul, a intrat în lume și moartea. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit, citind în Romani 5 cu 12. De la Adam și până astăzi, moartea și-a făcut simțită prezența îngrozitoare și lucrarea ei de nimicire în fiecare generație. Se moare zilnic. Și oamenii, și animalele, și florile trebuie să moară. Moartea nimicește totul. Când își face lucrarea departe de noi, parcă nu ne înspăimântă chiar așa de tare. Dar când se apropie de noi și începem să-i simțim suflarea rece și prezența înspăimântătoare, ne cutremură. Când a simțit apropierea înspăimântătoare a morții, un cunoscut cântăreț de muzică, populară, dacă nu mă șer, din perioada interbelică, a spus aceste cuvinte. Cumplită e moartea. Am văzut că în împrejurarea aceasta un alai mortuar iese pe porțile acestei micuțe cetăți evreiești. Un caz tragic. Mama văduvă, iar mortul singurul ei fi, ba chiar singurul copil. Cei ce o însoțeau ca să o mângâie este un dar de la Dumnezeu. Sunt un dar de la Dumnezeu. Dar nici măcar ei nu pot să îndepărteze moartea. Însă prezența mângâietoare a Domnului Hristos schimbă totul. El primește de la Tatăl certitudinea că trebuie să ajute și să dea aici un semn. Îl cuprinde mila față de oamenii marcați de moarte, mai ales față de mamă. Și o mândrie. Este oare acesta singurul lucru pe care poate să-l ofere Domnul Hristos? Bineînțeles că nu. El poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, citim în Efeseni 3 cu 20. Buddha a fugit din fața morții. Mahomet și Confucius n-au putut să învieze niciun mort. Domnul Iisus nu fuge. Alaiul se oprește și Domnul Iisus cu glasul lui divin se adresează celui mort. El are puterea și autoritatea să vorbească și celor morți. Când vorbește el, moartea trebuie să tacă. Și minunea se produce. Mortul revine la viață. Cu aceasta nu au fost înviați toți morții. Oamenii continuă să moară. Dar semnul biruinței a fost arătat. Domnul Hristos este mai tare decât moartea. Și mama își primește fiul din nou, complet nou, din mâna Domnului Hristos. Într-o zi, Domnul Hristos ne va scoate pe toți din temnița morții. Desigur, dacă vom trece prin moarte înainte de revenirea lui. Cuvântul ne spune aici că toți au fost cuprinși de frică și de aceea slăveau pe Dumnezeu și ziceau, un mare proroc s-a ridicat între noi și Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Prin urmare, cine este Domnul Hristos? Un mare proroc? Ziceau cei din vremea lui. Într-adevăr, un mare proroc și chiar mai mult decât un proroc. El este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lume să ne caute și să ne mântuiască. Să ne scape de orbire spirituală, așa cum s-a spus și mai devreme. Eu sunt învierea și viața, a spus Domnul Hristos însuși despre El. Este cineva printre noi care încă nu s-a lăsat găsit de Domnul Iisus Hristos? Sau cu alte cuvinte, cineva care n-a răspuns încă chemării lui pline de dragoste, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă? Dacă nu este atunci cu toții, ne putem socoti
oameni fericiți. Chiar dacă vom trece prin moarte, suntem încredințați că la revenirea sa, Domnul Hristos ne va învia pentru viață veșnică și vom fi pentru totdeauna cu El. Dacă este însă cineva, îl rugăm în numele Domnului Hristos să nu mai stai nepăsător. Pentru că nu este păcat mai grozav decât să stai nepăsător față de mântuirea așa de mare pe care Dumnezeu ne oferă cu atâta generozitate prin Fiul Său, Domnul Iisus Hristos. Amin. Amin. Thank you.